România se pregătește de sosirea furtunii Ashley, un sistem meteorologic puternic care se preconizează că va aduce ploi abundente, vânt puternic și posibile inundații. Formată în Atlanticul de Nord, Ashley a lăsat deja în urmă o dâră de distrugeri în Europa de Vest, iar acum se îndreaptă spre Europa de Est. Meteorologii monitorizează cu atenție traiectoria și intensitatea furtunii, emițând avertizări și recomandări pentru a ajuta locuitorii să se pregătească. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a emis un cod galben de avertizare pentru mai multe regiuni, inclusiv Timișoara din vestul României. Se așteaptă ca furtuna să ajungă pe uscat în vestul țării, apoi să se deplaseze spre est. Autoritățile fac apel la cetățeni să se informeze cu privire la evoluția vremii și să ia măsurile de precauție necesare pentru a-și asigura siguranța și a-și proteja proprietățile. Se preconizează că furtuna Ashley va ajunge în România în seara zilei de 6 octombrie 2024, regiunile vestice urmând să suporte greul impactului inițial. Timișoara, fiind un oraș important din vestul țării, se află direct în calea furtunii. ANE prognozează ploi abundente pe tot parcursul nopții, care ar putea duce la inundații rapide în zonele joase. De asemenea, se anticipează vânt puternic cu rafale de până la 70 de km pe oră, ceea ce prezintă un risc de doborâre a copacilor și a liniilor electrice. Pe măsură ce furtuna avansează spre est, pe 7 octombrie, se așteaptă ca intensitatea sa să scadă ușor, dar precipitațiile semnificative și vântul puternic vor persista, probabil. Regiunile estice ale României, care se confruntă deja cu urmările ploilor abundente recente, sunt deosebit de vulnerabile la noi inundații și pagube provocate de furtună. Autoritățile le cer locuitorilor din aceste zone să fie extrem de vigilenți și pregătiți. Experții meteorologi subliniază natura imprevizibilă a furtunilor precum Ashley și îndeamnă populația să nu subestimeze impactul potențial al acesteia. Deși putem prezice traiectoria generală și intensitatea furtunii, modelele meteorologice locale pot duce întotdeauna la evoluții neașteptate, explică meteorologul Dr. Mihai Timu de la ANM. Este esențial ca oamenii să se informeze cu privire la cele mai recente prognoze meteo și să respecte orice avertisment emis de autorități. Dr. Timu a evidențiat de asemenea potențialul ca Ashley să se transforme într-un medicane, un tip rar de ciclon mediteranean, cunoscut pentru intensitatea sa. Deși șansele ca acest lucru să se întâmple sunt reduse, este o posibilitate pe care o monitorizăm îndeaproape, a adăugat el. Un medicane ar putea aduce ploi și mai abundente și vânturi și mai puternice, crescând semnificativ riscul de inundații și pagube. România nu este străină de fenomene meteorologice severe. În ultimii ani, țara s-a confruntat cu inundații devastatoare, furtuni puternice și chiar tornade, ceea ce subliniază importanța pregătirii și a rezilienței. Inundațiile devastatoare din 2005, care au provocat pagube materiale și pierderi de vieți omenești pe scară largă, servesc drept o amintire dură a puterii distructive a naturii. În mod similar, furtuna puternică care a măturat România în 2017, smulgând copaci din rădăcini, deteriorând clădiri și provocând întreruperi de curent pe scară largă, a evidențiat vulnerabilitatea infrastructurii la vremea extremă. Aceste evenimente trecute servesc drept lecții valoroase, determinând îmbunătățiri în ceea ce privește pregătirea pentru dezastre, sistemele de avertizare timpurie și reziliența infrastructurii. Secțiunea 5. Siguranța, în primul rând, precauții și pregătiri. Având în vedere apropierea furtunii Ashley, este esențial ca locuitorii să ia măsuri proactive pentru a-și asigura siguranța și a reduce la minimum potențialele pagube. ANM recomandă să se asigure obiectele nefixate din aer liber, cum ar fi mobilierul de grădină, uneltele și pubelele, care ar putea deveni proiectile în cazul unor vânturi puternice. Curățarea șgheaburilor și a canalizărilor poate ajuta la prevenirea acumulării apei și la reducerea riscului de inundații. De asemenea, este esențial să aveți la îndemână un kit de urgență care să conțină elemente esențiale precum apă îmbuteliată, alimente neperisabile, lanterne, baterii, o trusă de prim ajutor și documente importante.
Încărcarea dispozitivelor electronice din timp este crucială, deoarece întreruperile de curent sunt o posibilitate în timpul furtunilor puternice. Rămâneți informați urmărind actualizările meteo din surse de încredere, cum ar fi AMM. Secțiunea 6 Timișoara, în ochiul furtunii. În timp ce furtuna Ashley se îndreaptă spre România, orașul Timișoara se află direct în calea sa. Autoritățile locale iau măsuri proactive pentru a se pregăti pentru impactul furtunii și pentru a asigura siguranța locuitorilor. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, ISU, și-a mobilizat echipele și resursele, fiind pregătit să intervină în cazul oricăror situații de urgență care ar putea apărea. Se distribuie saci de nisip locuitorilor din zonele predispuse la inundații, iar adăposturile de urgență sunt pregătite pentru a-i găzdui pe cei care ar putea fi nevoiți să-și părăsească locuințele. Municipalitatea le solicită locuitorilor să evite deplasările inutile pe durata furtunii și să își asigure proprietățile. Parcurile și spațiile publice sunt închise ca măsură de precauție. Secțiunea 7. Urmările, consecințe potențiale. Deși impactul exact al furtunii Ashley rămâne incert, consecințele potențiale sunt semnificative. Precipitațiile abundente ar putea duce la inundații pe scară largă, în special în zonele joase, reprezentând un risc pentru locuințe, afaceri și infrastructură. Vânturile puternice ar putea doborî copaci și linii electrice, provocând întreruperi grele și perturbând transportul. Sectorul agricol este de asemenea vulnerabil la pagubele provocate de furtună, culturile fiind expuse riscului de vânt puternic și ploi abundente. Impactul economic al furtunii în ceea ce privește pagubele materiale, întreruperea activității economice și pierderile agricole ar putea fi substanțial. Guvernul român a alocat fonduri și resurse de urgență pentru a gestiona urmările furtunii și pentru a oferi asistență comunităților afectate. Secțiunea 8. Importanța răspunsului comunității. În fața unui dezastru natural precum furtuna Ashley, răspunsul comunității este crucial. Vecinii care se ajută reciproc, voluntarii care sprijină echipele de intervenție și cetățenii care lucrează împreună pot face o diferență semnificativă în atenuarea impactului furtunii și în sprijinirea procesului de recuperare. Organizațiile comunitare, ONG-urile și grupurile de voluntari se mobilizează în întreaga țară, fiind pregătite să ofere asistență în eforturile de evacuare, să distribuie ajutoare și să ofere sprijin celor afectați de furtună. Spiritul de solidaritate și reziliență este evident pe măsură ce comunitățile se pregătesc pentru provocările care urmează, hotărâte să facă față furtunii împreună. Secțiunea 9. Rămâneți informați, surse de informații de încredere. Rămânerea la curent cu cele mai recente evoluții privind furtuna Ashley este esențială pentru siguranța personală și pentru o pregătire eficientă. Administrația Națională de Meteorologie, ANM, rămâne principala sursă de prognoze meteo, avertizări și recomandări precise și la timp. Site-ul web și canalele de social media ale ANM oferă actualizări regulate cu privire la traiectoria furtunii, intensitatea acesteia și impactul potențial. Instituțiile media locale, cum ar fi ProTV, oferă de asemenea o acoperire cuprinzătoare a furtunii Ashley, inclusiv transmisiuni în direct, analize ale experților și informații despre serviciile și resursele de urgență. Este esențial să vă bazați pe surse de informații credibile și oficiale pentru a evita dezinformarea și zvonurile care pot circula în timpul unor astfel de evenimente. Secțiunea 10. Să trecem prin furtună. Un apel la pregătire. Pe măsură ce furtuna Ashley se apropie, România se confruntă cu un test al rezilienței și al pregătirii sale. Deși impactul furtunii rămâne incert, consecințele potențiale subliniază importanța măsurilor proactive, a solidarității comunității și a angajamentului față de siguranță. Respectând avertizările, pregătindu-ne locuințele și comunitățile și sprijinindu-ne reciproc, putem trece peste această furtună și ieși mai puternici de cealaltă parte. Să ne confruntăm cu această provocare cu curaj, hotărâre și un simț comun al responsabilității, știind că lucrând împreună putem depăși orice obstacol. Rămâneți în siguranță, rămâneți informați și să navigăm prin această furtună ca o Românie unită.